dragii mei, să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Și mai vreau să adaug ceva. Să fiți binecuvântați de același Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul, și bunicii, și tăticii, și mămicile, dar și copiii. Amin? Amin. Aș vrea mai întâi de toate să-mi cer scuze pentru că spuneam duminică seara, cine vorbește mult, mă rog, greșește mult. Spuneam că nu o să fie nimic deosebit astăzi. Dar era exact contrarul, cel puțin două sărbători. Este sărbătoarea florilor, intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Și apoi mai este o sărbătoare. Este în familia fratelui Niță, sora Cristina, care a dus copilașul aici, la casa Domnului. Și este foarte important. De aceea am zis că spun lucrul acesta, pentru că am greșit și cer scuze și în direcția aceasta. Dar zic ca Domnul să ne dea înțelepciune și ținere de minte. Să știți că de-o anumită lustră, dacă nu ți le notezi, de cam uiți. Și cred că am învățat o lecție bună și o să mi le notez de acum înainte. Așa se întâmplă. Dragii mei frați și surori, aș vrea să vorbesc câteva gânduri despre binecuvântarea copiilor sau despre valorile care noi le transmitem copiilor noștri. Mai bine zis, adevăratele valori care trebuie să le transmitem copiilor noștri. Și dacă băgăm de seamă și ne uităm în vremurile în care trăim, cel puțin noi, cei care am venit mai de departe, nu știu cei de aici, încearcă să lase ca o moștenire sau un eritaj celor care rămân după ei, valori care spune Biblia că le mănâncă molia și pierd. În această dimineață aș vrea cu ajutorul lui Dumnezeu în câteva gânduri să împărtășesc cu dumneavoastră niște valori care rămân veșnici. Nu este rău ca să primești de la părinți unele lucruri de care te folosești aici pe pământ pentru anumită vreme și după aia le lași și tu probabil copiilor tăi. Dar sunt niște valori veșnici care nu le mănâncă molia, nu le fură hoții, nu le roagă rugina. Și aș vrea despre aceste valori să vorbim în această dimineață, pentru că e nevoie ca noi, ca părinți, să transmitem aceste valori copiilor noștri. Și în adins am citit acest cuvânt. Acest cuvânt care Apostolul Pavel se adresează în a doua lui scrisoare către tânărul Timotei, și îmi place acest cuvânt și aș vrea să recitesc încă o dată cel puțin ultimul verset. Apostolul Pavel spune aici: îmi aduc aminte de credința ta, neprefăcut, care s-a sălășluit întâi în bunica ta Luis, în mama ta Eunice, și sunt încredințat că și în tine, lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei frați și surori, de ce am citit acest cuvânt? Și oare cum este credința asta? Să transmite de la bunici la copii și apoi de la copii, de la noi la copiii noștri, oare cum vine treaba aceasta? Adeseori vorbim despre părinții noștri. Și mai ales, cel mai fericit tată astăzi vorbește despre părinții lui și vorbește cu bucurie și cu nostalgie. Și vorbim despre părinții noștri că ne-au transmis niște valori bune, care și noi nădăjduim să le transmitem copiilor noștri. Și m-am gândit de multe ori, și poate și v-ați gândit și dumneavoastră, ce au putut să ne transmită niște oameni care cei mai mulți dintre ei au trăit poate pe vremea războiului și cei mai mulți dintre ei poate au învățat doar să citească și să socotească. Pentru că adevăratele valori care în vremurile în care trăim noi le consideră lumea, le consideră școlinal. Și dacă auzim, veți vedea în societate că și părinții le oferă anumită sumă de bani copiilor lor să meargă să urmeze o anumită școală. Și când copiii termină această școală, spune: grasa mea para.
Mulțumită părinților mei care m-au finanțat și mi-au transmis aceste valori. Nu este rău nici aceasta. Dar vreau să vă spun și noi știm. Părinții noștri, acei oameni simpli, care spuneam, nu știau de multe ori numai socoti și citi. Ce valori ne-au transmis și ce valori transmitem noi copiilor noștri în continuare. Căci așa spune Apostolul Pavel, credința care s-a sălășluit sau a luat loc sau a s-a născut sau a locuit prima dată în bunica ta, în bunica ta Lois, apoi spune în mama ta Eunice și sunt încredințat că și în timp. Și această credință vrem și noi să o transmitem copiilor noștri, nu? Vrem și noi. Și spuneam eu aici altădată, când copiii noștri sunt mici și sunt prunci mici, un an, doi ani, trei ani de zile și vedem că încearcă, începe să fugă, să umble, ne uităm la mâinile lui și spunem, mă, dar ce mâini de inginer o să are ăsta? Sau ce mâini de contabil, sau când auzim cum învață alfabetul, sau cum știe să citească, sau să scrie, mă, dar ce lucruri, ce om o să fie ăsta în societate? Când sunt mici. Și trece vreme. Și trece timp. Și când sunt mari, ne schimbăm discursul. Ne schimbăm vocabularul. Și indiferent dacă copiii noștri au devenit ceea ce noi am văzut când au fost mici. Cei mai mulți dintre noi spunem și am auzit de multe și de multe și de multe ori. Tot ce aș vrea ca copilul meu să fie mântuit. Greșesc? Ar vrea cineva să-și vadă copilul lui o mare în societate și să nu vină la adunare? Nici de cum. Dragii mei, frați și surori, am spus multele în puținele cuvinte și n-aș vrea să zăbovesc mult. Dar aș vrea să vă spun, în vremurile în care trăim, lucrurile s-au schimbat. Pentru că noi am primit niște valori de la părinții noștri, credința care avem, am primit-o oarecum prin ei, dreptii sau nu. Dar știți că suntem noi și avem o datorie sfântă să transmitem copiilor noștri aceeași credință care am primit-o de la cei oameni care știau doar socotii și poate citi. Să nu o deteriorăm. Pavel Apostolul spune aici, căruia îi slujesc cu un cuget curat. Și în vremurile în care trăim noi, să știți că credință de cele mai multe ori se transmite deteriorat. Și cei mai mulți, și am văzut și dintre noi, care de multe ori vorbim cu nostalgie de părinții noștri. Și spunem, părinții noștri au fost așa, și așa, și așa. Dar parcă copiilor noștri nu le transmitem ceea ce am primit de la ei. Oare de ce? Cuvântul lui Dumnezeu și-aș vrea iară să apăs pe acest lucru. Ce spune Apostolul Pavel? Un cuget curat. Pavel Apostolul a slujit lui Dumnezeu cu un cuget curat. Dacă ne păstrăm și în vremurile în care trăim noi, ne păstrăm un cuget curat, să știți că vom transmite copiilor noștri o credință sănătoasă. Niște valori sănătoase. Niște valori vrednice de împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă noi, ca și părinți, n-avem un cuget curat și oarecum amestecăm lucrurile, să știți că și copiilor noștri vom transmite niște valori care când copilul să aibă 20 de ani și 18 ani și 25 de ani, te uit la ei și spun, mă, oare în ce casă o crescut? Că nu seamănă pe valorile care îi le-am transmis. Dragii mei, frați și surori, în această dimineață aș vrea să fac apel și la bunici pe care Apostolul Pavel aici îi menționează, și la părinți, și la copiii noștri care curând vor deveni și ei părinți.
să transmitem niște valori care au viață veșnică. Niște valori care pentru societatea în care trăim, să știți că acestea nu sunt valori. Ei le consideră că nu sunt valori. Dar noi mergem după cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că știm că Dumnezeu este credincios și drept și El va răsplăti fiecăruia după purtarea Lui. Și am vrea ca să transmite copiilor noștri niște valori veșnice. Am vrea ca acolo unde vom noi spune că vom ajunge noi, sau vom ajunge unde au ajuns unii din părinții noștri, am vrea ca și copiii noștri să fie acolo. De aceea, frate Manu, sora Cristina, nu văd aici, probabil a ieșit afară, aș vrea să transmit copiilor tăi, și nu numai dumneata și sora Cristina, și tuturor familiilor tinere, cei care au copilași și cei care cresc copii astăzi la noi în adunare. Ar vrea să transmitem copiilor noștri niște valori veșnice. Niște valori care să-i ajute să ajungă în veșnicie. Mi-aduc aminte și aș vrea apoi să mă apropii de încheiere, când a fost, într-o paranteză spunând, când a fost aici, cum câțiva ani în urmă, în Montreal, multe manifestări, niște tineri de la anumite universități erau nemulțumiți de niște lucruri. Și nu prea aveau dreptate. Și mi-aduc aminte de cineva, un nume foarte bine cunoscut aici, în Quebec. N-aș vrea să-i dau numele, că au spus. De-aia sunt așa tineri aceștia, pentru că părinților, când ei au fost copii mai mici în casa părinților, părinților nu știu să le spună nu. Totdeauna le-au spus da. Și-au făcut mare vâlvă, s-au făcut împotriva lui. Măcar că omul acesta, așa cum era, avea dreptate. Aș vrea, frați și surori, să nu ezităm în vremurile în care trăim să spunem copiilor, când lucrurile nu sunt după voia lui Dumnezeu, să le spunem nu sunt după voia lui Dumnezeu. Să nu ezităm. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune apoi, și apoi aș vrea să mă apropii de încheiere, ne spune că Pavel Apostolul, știți ce făcea pentru Timotei acesta? Mulțumesc lui Dumnezeu căruia îi slujesc cu un cuget curat, Dimos strămoș. Că neîntrerup te pomenesc în rugăciunile mele zi și noapte. Am auzit pe mai mulți dintre noi spunând, nu numai pe fratele Manu, dacă sunt în casa lui Dumnezeu, este pe cineva. Cineva s-a rugat pentru mine și-a stăruit pentru mine. Și datorită rugăciunilor care le-au înălțat, Dumnezeu s-a îndurat. Și m-a adus înapoi în casa de rugăciune. Aș vrea să fac un apel părinților. Dragii mei, aduceți-vă copiii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. În același timp, transmiteți valori veșnice copiilor voștri. Dar aduceți copiii voștri în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu spune psalmistul, ascultă rugăciunea. De aceea toți oamenii vor veni la el. Frate Manu și sora Cristina, zic la Dumnezeu să pună în inima voastră dragoste sfântă pentru copiii voștri și să transmiteți copiilor voștri adevăratele valori. Să nu compromiteți valorile care le-ați primit cu ceea ce numesc oamenii și lumea astăzi valori. Să nu le compromiteți. Dacă vreți ca copiii voștri, dacă vreți să vă numiți părinți buni, pentru că fiecare dintre noi spunem, părinții noștri au fost niște părinți buni. Și am vrea ca la rândul nostru, copiii noștri să spună despre noi, părinții mei au fost niște părinți buni. Aș vrea să vă întreb, aș vrea ca atunci când copiii noștri vor ajunge la anii noștri să spună, părinții mei au fost părinți buni? Dacă am vrea, haideți să le transmitem adevăratele valori. Valori veșnice.
Și știți care este această credință? Credința în Dumnezeu și în Domnul Iisus Hristos, în jertfa Lui din Golgota. Aceasta să nu compromitem cu lucrurile care astăzi se vorbesc și în stânga și în dreapta. Să transmitem copiilor noștri. Și în felul acesta, noi și casele noastre să ajungem în Împărăția Lui Dumnezeu. Amin? Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Timpul aleargă cu grăbire, vom trece la oficierea propriu-zisă a actului binecuvântării. Am să invit biserica să se ridice în picioare, pe cei doi părinți am să invit să vină în față și vreau să colaborez cu fratele Mircea în lucrarea aceasta. Fratele Mircea va citi cuvântul, acel cuvânt dat de Dumnezeu lui Moise în vechime, acel cuvânt pe care iubitorii de Dumnezeu îl rostesc asupra copiilor lor de 35 de viacuri. Noi vom citi, fratele Mircea îl va citi asupra acestui copilaș cu numele Ezechiel, iar biserica va răspunde la locul potrivit cu amin, care înseamnă așa să fie. În urmă, eu ținând în brațe copilașul acesta, mă voi ruga peste el și voi chema numele Domnului peste el. L-am întâlnit ieri pentru prima dată și l-am văzut foarte cuminte. Cred că și atunci când îl voi ține în brațe, va fi la fel de cuminte și mă rog ca Dumnezeu să-l țină tot cuminte toată viața lui. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească, Ezechiel, amin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine, Ezechiel, amin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea, Ezechiel, amin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta, zice Domnul. Amin. Amin.